cu toții recunosc faptul că sănătatea este cel mai important lucru din cele mai vechi timpuri până în prezent. Descoperi chiar în Srimad Bhagavatam, vede, un citat care spune: sănătatea este cel mai de preț lucru de pe pământ. Deloc diferit de modul în care gândim noi astăzi. Deci atât câte mii de ani, câte generații au trecut și toate au prețuit, cel puțin la nivel declarativ, foarte mult sănătate. Păi hai să clarificăm un lucru. De ce este ea neprețuită? Pentru faptul că nu o poți restaura cu bani. Dacă ai o mașină, poate să fie una foarte scumpă, să spunem un Ferrari, un Lamborghini, și se deteriorează, poate fi reparat sau chiar schimbat cu suma respectivă de bani. Dar oricâți bani am avea pe lumea asta, sănătatea nu va mai fi niciodată identică în punctul A cu punctul B. Poate să se apropie de punctul A, în cazuri foarte fericite poate să și depășească. Dar nu se mai suprapune. Adică ce am pierdut e bun pierdut. Da, există schimbare continuă și de aceea e dificil de reveni la punctul în care am fost în momentul în care am avut de-a face cu o provocare a sănătății. Deși capacitatea de refacere a organismului atunci când sunt îndepărtate obstacolele din calea refacerii, regenerării, chiar reîntineririi, această capacitate este destul de ridicată. Dar nu cu bani. Adică nu ăsta e factorul cheie. Dar nu călcăm de două ori în același râu nici când. Asta este foarte clar. Asta pe de-o parte și nu cu bani. Adică dacă eu mă duc ăsta care sunt cu sacul de bani, am o problemă gravă de sănătate, zicem, mulțumesc Dumnezeu, n-am. Dar ziceam, mă duc cu sacul de bani la un medic, un vindecător, un terapeut, un ciofiu și spun, fă-mă înapoi sănătos, sacul de bani nu mă ajută, mă poate ajuta transformarea mea și lucrul cu propria viață și schimbarea unor lucruri de convingeri, de regim de viață, de stil de viață mai sănătos, odihnă, etc. Nimic nu poate înlocui somnul la timpul lui, hrana la timpul lui, gândirea, mintea liniștită, gândirea curată, pură, nici măcar sacul de care vorbeai.